Ai spus de fapt esențialul despre această carte. Este o carte despre rău și proliferarea răului în lume. Și ca să vă dați seama, în primul rând, cum sună această carte în limba română, și aici elogiul meu, pe care îi fac doamnei Tudora Șandru Menedinți, apoi, pentru ca să vedeți cum se dilată consecvența de rău, permiteți-mi să vă citesc o singură pagină din roman. Ne aflăm sub cripta bisericii din Belgrano. O cunoști? Biserica aceea rotundă, Biserica Imaculatei Concepții, a adăugat pe un ton ironic glasul lui R. Apoi, cu o voce care lui S i s-a părut diferită, aproape temătoare, ceea ce pentru el era de necrezut, a adăugat. O să-ți spun că și acesta este unul dintre punctele nodale ale Universului Orbilor. După o tăcere, a adăugat. Acesta va fi centrul realității tale de acum înainte. Tot ce ai să faci sau să desfaci te va conduce din nou aici. Și când nu o vei mai face din proprie voință, ne angajăm să-ți reamintim care ți-e datoria. A tăcut, iar Soledad și-a dat jos cunica cu mișcări lente și rituale. Pe măsură ce scotea veșmântul cu brațele încrucișate în sus, i se ivea trupul cu șolduri late, talia subțire, buricul și în cele din urmă sânii care se legănau în ritmul mișcărilor. Odată goală, a îngenunchiat pe rogojină în direcția lui S și-a întins încet trupul pe spate, desfăcându-și picioarele și împinzându-le înainte. S a simțit că în momentul acela, acolo, era centrul universului. R a luat de pe perete felinarul care răspândea un miros pătrunzător de ulei ars și mult fum, a străbătut peștera ajungând lângă S și i-a ordonat. Acum trebuie să privești ceea ce trebuie să vezi. Apropiind felinarul de trupul lui Soledad, i-a luminat pântecele până în momentul acela a rămas în umbră. Cu fascinație îngrozită, S a văzut că, în locul sexului, Soledad avea un uriaș ochi cenușiu verzui care îl cerceta într-o așteptare sumbră, cu aspră dorință înfigurată. Și acum, a spus R, vei face ceea ce trebuie să faci. Din clipa aceea, o forță stranie a început să pună stăpânire pe el și, fără a înceta să privească și să se lase privit de marele ochi vertical, s-a dezbrăcat și apoi a fost obligat să îngenuncheze în fața lui Soledad între picioarele ei desfăcute. Așa a rămas preț de câteva clipe, privind cu groază și sadism sumbrul ochi sexual. Atunci ea s-a ridicat în capul oaselor cu o strălucire sălbatică. Gura ei mare s-a deschis ca unei fiare gata să devoreze, brațele și picioarele ei l-au înlănțuit și l-au strâns ca niște puternice cârlige din carne și, încetul cu încetul, ca un clește inexorabil, l-a obligat să înfrunte acel ochi mare pe care el îl simțea acolo jos, cedând cu fragila sa elasticitate până s-a spart. Și în timp ce simțea lichidul acela frigid scurgându-se, el a intrat în altă cavernă, încă și mai misterioasă decât cea în care se oficia ritul sângeros, monstruoasa orbire. Nota bene! Sabato, care despre eroi și morminte s-a spus că la un moment dat și-a bătut joc chiar de Borges, a ajuns în ultimii 20 de ani ai vieții sale să fie la rândul lui orb. Și acum permiteți-mi să-i dau cuvântul doamnei Tudora Șandru Mehedinți, traducătoare.